Iată care sunt principalele știri de astăzi. Apa potabilă este urgența numărul 1 a edililor și a localnicilor din comuna Șoarș. Primarul spune că bugetul pe acest an de 238.000 de lei alocat de la Consiliul Județean este mic pentru investițiile ce nu mai suferă amânare și pentru a încheia în 2016 lucrările de introducere a apei potabile în satele Rodbav, Șoarș, Felmer și Bărcut a întocmit proiecte cu finanțare de la guvern. Numărul de urgență 112 este apelat cu încredere de majoritatea făgrășenilor. Sunt însă și excepții când cei nesăbuiți fac glume nechipzuite și alertează inutil echipele. În acest caz, apelanții sunt sancționați. La noi, anul trecut, au fost numai puțin de 700 de apeluri la 112. Pompierii au intervenit în salvarea de vieți omenești, bunuri, dar și pentru salvarea animalelor sau a păsărilor. Elevii au intrat astăzi în vacanță, odată cu încheierea primului semestru din acest an școlar. Bucuria unora este ușor umbrită de faptul că au în față numai o săptămână, timp în care au de făcut și teme. Copiii și adolescenții revin la școală luni, 15 februarie. La Drăguș se reînvie duminică 7 februarie tradițiile și obiceiurile populare din zona noastră în cadrul festivalului numit Sufletul Satului. În centrul atenției sunt copiii din satele Țării Făgrașului, îndemnați să poarte cu mândrie straiele populare și să respecte datinile strămoșești. Manifestarea are și invitați speciali, Vintetul Brașovean Anatoli. Consilierii locali din comuna Șoarș au votat bugetul pe anul 2016. Banii, deși puțini, ajung pentru continuarea implementării unor proiecte comunitare extrem de importante. Unul dintre acestea, finalizarea lucrărilor de introducere a apei în satele de peste Olt, care aparțin de comuna Șoarș. Am avut ședința de consiliu în care s-a votat bugetul pe anul 2016. N-au fost discuții contradictorii, bineînțeles, până la ședință am avut discuții cu consilierii și ne-am pus de acord și am cules informații din fiecare localitate să vedem prioritățile și în final s-a votat bugetul fără probleme. Alimentarea cu apă potabilă în mediul rural la vreme de iarnă nu pare să fie un subiect de strictă actualitate, mai ales pentru localitățile din zona Făgărașului așezate la poale de munte. Acolo apa vine direct din izvoare prin stațiile de captare. Dar ce ne facem cu localnicii de peste Olt, care nu au apă nici iarna și nici vara? La Șoarș, spre exemplu, apa potabilă este una dintre marile probleme ale comunei. Există totuși soluții pe care primarul le-a găsit prin implementarea unor proiecte cu finanțare de la guvern. Două dintre acestea urmează a fi încheiate în 2016. Este vorba despre sistemul de apă potabilă de la Rodbav și din satele Șoarș, Felmer și Bărcut. Cea mai mare problemă la noi este apa și în acest sens avem două proiecte care, în funcție de cum ne permite timpul, va trebui să le finalizăm. Este vorba de apa Rodbav, unde în proporție de 90% și o să o finalizăm, să zic eu, cel târziu până la Paști, și proiectul de apă Șoarș, care cuprinde Felmer, Șoarș și Bărcut, tot așa este într-un stadiu foarte avansat și sperăm să-l finalizăm cât mai repede. În momentul când nu ai apă, nu poți trăi. La Rodbav am reușit și am tras dintr-o conductă care vine de la munte spre Cincu și ne-am racordat și noi acolo. Deci avem apă de munte la Rodbav și e un lucru foarte important pentru noi, cum zice, că suntem de peste Olt, din Ardeal, și la Șoarș proiectul respectiv a fost făcut din izvoare de suprafață. Din cauza secetei, apa este puțină și în acest sens am, de exemplu, la Felmer am făcut un foraj care urmează acum să-l captăm, să-l băgăm în rețeaua respectivă. Proiectul de apă de la Șoarș, care, cum am spus, cuprinde cele trei sate, banii vin de la guvern. Ne-a fost alocați anul trecut ultima sumă de 400 și ceva de mii, bani care
Nu ne-au venit, dar speranțele sunt mari ca luna aceasta, februarie, să primim banii și pentru lucrarea respectivă. 238.000 de lei este suma pe care a primit-o Comuna Șoarș de la Consiliul Județean pentru acest an. Primăria însă nu se bazează pe acești bani, susține Ioan Timiș, primarul localității, iar investițiile în curs de derulare și cele pentru infrastructura rutieră se realizează cu fonduri atrase din alte surse. Numai puțin de 700 de apeluri la 112 sunt cazurile la care au sărit în ajutor pompierii celor aflați în dificultate anul trecut. Numărul unic de urgență 112 este folosit de cetățeni și pentru salvarea animalelor sau a păsărilor. Apelurile pentru acest serviciu sunt redirecționate către toate structurile de salvare din sistem, susțin pompierii făgărășeni, care intervin nu numai la incendii, dezastre sau la salvarea de vieți omenești, ci și pentru salvarea animalelor sau a păsărilor. Anul trecut am fost licitați în aproape 700 de cazuri. Aici intervin acțiunile de stingere, de descarcerare, de blocare persoane, alte intervenții, precum și intervențiile echipajului SMURD. Anul acesta am fost licitați prin sunetul 112 la intervenții de persoane și două salvări de animale. Anul trecut au fost trei astfel de solicitări, susțin pompierii. Unul dintre apeluri a venit de la un pescar. Omul se afla la baltă când la un moment dat a observat că o oaie s-a împotmolit într-o groapă plină de noroi de pe malul apei. Animalul se chinuia să iasă, însă mai mult se afunda. I s-a făcut milă de bietul animal și a sunat la 112. Anul trecut am avut o oaie căzută undeva într-o baltă de lângă râul Olt, am salvat-o. Am fost nevoiți să o lăsăm la fața locului datorită faptului că nu era nimeni cui să o predăm. Intervenția a fost dificilă că a fost nevoie să intrăm în amol aproape până la șold. 112 salvează viața, protejează cetățeanul și proprietatea. Este deviza acestui serviciu. Accesul la numărul de urgență 112 și, în general, la serviciile telefonice de urgență reprezintă o cerință importantă pentru cetățenii europeni. Numărul unic de apel 112 este un prim exemplu al modului în care reglementările europene din domeniul telecomunicațiilor au avut un impact direct asupra fiecărui cetățean european. Este important ca cetățenii să aibă încredere în serviciile oferite la apelarea 112. Bucurie mare pentru elevii din învățământul preuniversitar. Ei vor intra în vacanța intersemestrială până în 14 februarie. Din 15 februarie revin în bănci, odată cu începerea semestrului 2. Anul școlar i-a sfârșit vineri, 24 iunie, excepție făcând elevii claselor 8-a, care finalizează cursurile pe 10 iunie, și cei ai claselor terminale din învățământul liceal, fiind stabilit ca până atunci să fie susținute tezele din semestrul al doilea până în data de 20 mai. Din programa stabilită face parte și proiectul Școala Altfel, să știi mai multe, să fii mai bun, ce se desfășoară în intervalul 18-22 aprilie. Vacanța de primăvară este programată în perioada sâmbătă, 23 aprilie, marți, 3 mai. Când vor reveni din vacanțe, elevii claselor terminale, clasa 8-a, respectiv a 12-a, susțin simulările examenelor de final de ciclu de pregătire, simulare de evaluare națională, 22-24 februarie, respectiv simulare de bacalaureat, 7-10 martie. Festivalul tradițiilor, denumit sugestiv Sufletul Satului, destinat exclusiv copiilor, va fi organizat duminică 7 februarie la Drăguș. Ajuns la cea de-a cincea ediție, festivalul este organizat de primărie și de Consiliul Local și este un bun prilej de a readuce în prim plan vechile tradiții făgărășene. La eveniment participă elevii școlilor din țara Făgărașului. Fiecare prezintă pe scena Căminului Cultural, începând cu ora 14, obiceiuri străvechi păstrate din bătrâni. Anul trecut, festivalul s-a bucurat de o numeroasă audiență, dar și de o participare mare a școlilor din toată țara Făgărașului. S-a urmărit autenticitatea tradițiilor și a cântecului popular, susțin organizatorii. Pe scenă au evoluat atunci ansamblurile folclorice de copii din mai multe sate făgărășene, printre care Ucea de Jos, Lisa, Drăguș, Clubul Elevilor din Victoria, Arpașul de Jos, Sâmbăta de Sus. Au fost prezentate obiceiuri străvechi ale satelor din perioada Crăciunului, dar și dansurile din
Făgăraș, Învârtita, Brâul, Fecioreasca, Purtata, Hațegana sau Sârba. Invitat special la evenimentul de anul trecut a fost artistul Grigore Leșe. În acest an va încânta publicul grupul Brașovean Anatoli. Inițiatorul festivalului este profesoara Maria Racu, de la Școala Gimnazială Ioan Codru Drăgușanu din Drăguș.